Denise Iacobescu, mama Antoniei, arată superb la 57 de ani și are o siluetă de invidiat. La vârsta ei ar putea lejer să concureze cu succes cu frumoasa ei fiică. Mama celebrei soliste a dezvăluit cum se menține în formă și la ce aliment a renunțat pentru a avea o siluetă de fotomodel. Încerc să stau în formă. Dacă cumva îmi întrec măsura, o las mai moale pentru că sunt gurmandă ce-i drept. Dacă simt eu că am pus ceva kilograme în plus, încerc să mă mai abțin. Desigur, sălățele, piept de pui, cam orice mănâncă oricine ține dietă. De Paște, cu familia. O să merg la tata, o să-l iau și pe Dominic cu mine, declara Denise Iacobescu, mama Antoniei. În urmă cu ceva timp, dulciurile sunt păcatul meu, înghețata e pe primul loc, apoi amandinele. Sunt lucruri și detalii care te ajută să avansezi în vârstă mai frumos. Nu ar trebui să ne fie jenă de vârsta noastră, care oricum e doar un număr. Sufletul nostru contează. Important e să arăți bine pentru vârsta ta, nu să fii în competiție cu tine acum 20-30 de ani. Nu spune nimeni să te delași, dar nici de cum să încerci la 50 ceva de ani să arăți ca la 20. Lucruri simple pe care eu le urmez. Te ajută să arăți mai înfloritor în fiecare an. Un lucru important ar fi să zâmbești, să nu stai încruntat, spunea mama Antoniei. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.